Așa cum a promis, Oana Zăvoreanu a organizat o conferință de presă în care i-a spulberat pe cei care, spune ea, i s-au infiltrat în clinica medicală și au dus afacerea în faliment. Declarațiile sunt de-a dreptul spumoase. Vi le redăm fără alte comentarii. 2009 a stat aproape 9 luni de zile în pușcărie pentru 11 luni în pușcărie. Deci o pedeapsă de 11 luni în pușcărie, când a furat, a fost prins în Germania și arestat pentru furt cu pisicuțe de la bancomate. Acesta este, că tot îl fugărea săracul Horațiu pe acest individ, pe marele om de afaceri. Este hârtie oficială pe marele om de afaceri, care, iată, a venit cu mare tupeu la proces acum o lună, da, când a fost audiat în dosar și ca martor și soțul meu și el, și nu-și mai amintea, l-a întrebat Horațiu, a spus, ce ți-a spus Horațiu, că mint, nu? A spus că nu a făcut pușcărie, nu-și aduce aminte. Ei sunt toți albe ca zăpada, toți sunt niște ingenui, niște lepede, niște neprihăniți. Dar cel mai ușor lucru este când ești întrebat și când e presa pe tine și când sunt televiziune pe tine, că nu e ușor lucru să fii în centrul atenției și să poți să le duci pe toate, și bune și rele, și când ești lăudat și când ești mai ales criticat, cum e cazul meu, așa mă iubește de presa și televiziunea. Am cu presa o relație cu dragoste, cu năvădăi. El, vedeți, este un fost pușcăriaș. Tot ceea ce a făcut a fost să se înconjoare de persoane dubioase. A avut diverse firme pe care, pe rând, le-a delapidat. La rândul său, soțul Oanei, Alex Așraf, a completat. În perioada în care am cunoscut noi, conducea un nu mai știu decât, din 90 de oameni, da? Acum stă prin cluburi, se dă mare că își cumpără se dă mare că își cumpără S-uri, se dă mare că își are la mână, se dă mare că are o clinică și că este cunoscut ca cel mai șmecher doctor, el ne-a făcut niciodată medicina, este cel mai mare mitoman pe care l-am putut cunosc vreodată, el poate fi mâine și președintele României, dacă își dorește, poate să vă dovedească dumneavoastră că este președintele României. O să vă arăt nu acum... Poate să încerce să-i comalească, să-i mintă. Da, el poate să mintă. Tot pe cheltuiala noastră a deschis 4 sau 5 unități de testare COVID în drumul Taberii. Deci el își pregătea în COVID, da. Mi-a deschis 9-5 puncte de lucru, drumul Taberii, Berceni, militari, Olteniței. Aveți deci un mesaj de la 1 septembrie 2021 care eu îi spun, verde sunt eu, da? Am spus deja de două ori că nu mai se plătește nimic din clinica mea fără acordul meu. De câte ori să mai repet? Chiar vrei să rămân numai eu cu card? El îmi răspunde. Dacă nu plătesc laboratorul, nu mai lucrează probele. Azi m-am certat tare cu... Iar finalul este savuros. Accesul în clinica mea se va face doar dacă mă anunță prealabil. Normal că nu mai lași hoțul să ții între casă, nu? Adică cel puțin să știi că vine hoțul, îți coși buzunarele, îți golești geanta ca să nu te buzunărească, să te ciornească.